Bună ziua și bine v-am găsit! Iată aici în spate am niște porumbi și ceea ce se vede acum e o brumă de două degete. Suntem pe data de 21 octombrie. Am venit la stupi. Am tot venit. Nu putem compara situația de aici cu alte zone geografice. E destul de frig. Mare lucru, nu mai avem ce face la albinuțe, dar 80% din stupi sunt pregătiți pentru a iarna. O să-mi iau mânușele chiar dacă albina este înțepenită. Îmi pun și masca. Și mai am vreo câteva colonii care trebuie organizate. Ia să... Familii puternice n-am mai filmat, nici nu o să mai filmez. O să filmez coloniile care sunt în stupii. Nu colonii obținute prin unificare sau diferite metode. Bun, aflându-mă într-o zonă geografică foarte rece, cred că este a doua cea mai rece din țară, nu putem să generalizăm. Deci lucrarea care o fac eu nu poate fi făcută, de exemplu, în sudul țării sau în altă parte, la fel și tratamentele respective. Să văd dacă aducem un pic mai aproape camera să se vadă. Cam așa. Cred că este bine. Cred că este bine. Aici avem, am aici un rând unde am roișorii făcuți anul acesta. Normal, este înghemar bine la minus 2 grade cât am eu acum aici. Ghemul pare destul de mare. E așa, dar pe mine nu prea mă convinge acest lucru, adică înțeleg eu că este așa, da. Se vede? Avem aici benzoic cu scabatox, ele s-au uscat. Chiar dacă e răcoare, mai târziu se va încălzi, într-atât cât albina se poate mișca. Dar eu nu pot să lucrez când e cald, fiindcă ele încă se necăjesc cu viespile, ele între ele se mai necăjesc. Ia să curăț un pic ramele. Ideal acum ar fi să fie gata puse la iarna, nu? Încă mai e timp.
Vedem dacă mai au mâncare, asta mi se pare că are cam puțină mâncare la ce văd eu aici. Vedem acum ce e și cum. Ba nu, e mâncare suficientă, arată bine. Acum, treaba asta rămâne. Nu se pune problema puietului la mine la ora actuală. Nu mai avem de o lună puiet. Iată o altă ramă bună cu mâncare, foarte frumos. Asta știind că rămâne în cuib. Avem aici un băț și dăm găuri pentru a facilita trecerea albinei. Băt și curățăm imediat un pic lațul ăsta. Bine că nu le place să fie deranjate. Ele și-au făcut ghemul, s-au organizat și vin eu și le deranjez acum. Lații ăștia trebuie curățați, fiindcă dacă vin unul lângă altul, ele formează un fel de cușcă, o cutie. Ia să-i dăm gaură și lui ăsta. Formează o cutie unde albina poate sta liniștită. Dăm și aici gaură. Suntem imediat în luna noiembrie. Dacă măsurăm mâncarea de acum, e suficientă. Suficientă până în luna februarie, fiindcă anul ăsta nu le mai dezvolt așa tare. Coloniile arată foarte bine. Nu știu, probabil unii sunt mulțumiți de ceea ce văd la pe YouTube, am văzut anumite lucruri care acolo câteva albine pe ramă și sunt mulțumiți de treaba asta. Eu nu, ia uitați. Așa trebuie să fie o ramă bine populată. Aici e mâncare. Să fie straturi de albină. L-am mai văzut la un băiat care folosește și căldură. Nu, la mine nu mai e puietă de foarte mult timp. Albina n-a fost hrănită cu turte proteice, nu nimic. Iată cum stă albina, așa, straturi, frumos. Eu acum am venit să verific mâncarea și să dau aceste găuri în ramă. Curățăm marginea și după asta poate ierna liniște. Ce vreau să specific este că
La mine aici în zonă, un pic mai sus de mine la Odorhei, au fost pierderi colosale de albine. Varroa nici pe mine nu m-a scutit. Din ce cauză nu m-a scutit? Fiindcă sunt oameni care nu știu ce e aia îngrijirea albine, nu știu ce e aia păduche și te poți lupta tot anul cu varroa, că tot o să ai. Nu scap de el, deci n-ai. Nu cred că există o soluție prin care să poți scăpa de varroa. Poți să-i ajuți un pic acolo, dar să-i scap de tot de păduchi, imposibil. Iată o altă ramă. Foarte frumos. Așa. Ia să văd mâncare până unde are. Are 4 degete. Miere căpăcită. Aici pe laterale mai e necăpăcită. De la struguri probabil. Și aici, aceasta este o ramă de anul trecut, fiindcă am mai iernat pe ea care găurile dat. Bun. 4-a ramă. Foarte, foarte frumos. Ce să zic, pentru mine e foarte frumos, fiindcă e primul an de când, din 2013, iernesc pe 7 rame. Cred că 7 rame am cel mai mult, da. 7 rame de albine pe care unii nici nu i-ar fi strâns. Da, înțeleg și pe ei. Înțeleg foarte bine pe toată lumea. Fiindcă o lucrare care o fac eu, n-are cum să o facă alt stupar, adică eu fac aceste găuri. Cine mai face găuri în România? Mai ori mai fi vreun oameni mai în vârstă care procedează la acest lucru. Acum o lună jumate am mai strâns un pic la ei, dar sunt care au mai scăzut, sunt care n-au mai scăzut. Acesta n-a mai scăzut. Acesta e foarte frumos. Tot așa mâncare până aici. Așa, zona asta. Bun. Dăm găurile. Eu acum lucrez foarte ușor cu ele, că-i frig. Aici au ros ele un pic, așa, dar nu e nicio problemă. Iată, pe partea asta e mai multă mâncare. Rămâne. Rămâne în stup. Acesta cred că va rămâne pe 7. Surprinzător, dar va rămâne pe 7. Mă așteptam să trebuiască să scot măcar o ramă. Fiindcă sunt la care de la 7 au ajuns pe 5. Și nu este un roi, să zic, foarte devreme. Asta e cam ultimul roi format. Dar probabil a fost mai ferit de păduchi, de varroa. La aceste două rame acum la care mă uit, una are miere și un an. Așa e la stupiești. Nu că n-ar avea albine, da?
Are albine și pe ultima ramă. Iată, aici avem mâncare. Pe următoarea sigur nu. Deci aia este goală, goală. Dăm gaură. Sincer să fiu, ăla de lângă el, din câte știu eu, cred că e mai puternic, teoretic. Rama aceea fără mâncare va trebui scoasă și atunci va rămâne pe 6 rame. Mâncare e suficientă, cum ați văzut, e mâncare 12-13 kg la 6 rame, 13 kg, până la sfârșitul martie e la limită, dar intervenim, venim cu rame, cu mâncare și nicio problemă. Un alt lucru ce-l fac eu anul ăsta, ce consider că trebuie făcut. Am observat că în prima parte a iernii nu prea e condens. Iată asta trebuie scuturată, aici nu prea are. Are albine, dar se va strânge el în alea 6 rame. Va fi ok. Albina îndesată, nu glumă. Nu e problemă că nu se ridică. E albina suficientă. Să vă arăt acum ceva. O să-i strâng un pic. Să se liniștească. Punem un băț. Punem un băț. Ca să ajungi la anumite rezultate, trebuie să te dedici albinelor, să citești, să fii foarte bine informat, să nu te iei doar după un apicultor. Să încerci să nu pui botul la tot ce vezi pe YouTube. E frumos așa când îl vezi, dar lucrul ăsta, știți când a început? Când a început acest lucru, să ajungi aici, să poți avea o cantitate de albină frumoasă. Acest fapt a început acum 3 ani, când am pierdut și eu colonii de albină, că până nu le pierdute în vețiminte. Trebuie să iei în calcul zona geografică în care te afli, să vezi cum îți reacționează albina la diversi compuși. Iar ceea ce s-a întâmplat anul acesta cu turta proteică în țară e halucinant.
alucinant din privința ceea ce am citit eu ani de zile. Nu mi se pare. Uite, aici nu am puiet de o lună. Și vă spun eu că multe stupini o să vedeți așa ceva. Nici la cei profesioniști, gen Midrigan, care sunt sfinții apiculturii considerați. Nu mai au de dânsul, dar nici de dânsul, nici de altul. Fiecare să știe mai bine ce are el acolo în grădină. Eu sunt micuț, dar nu-mi place să zici că e foarte bine când tu n-ai albine nici pe 4 rame, 3 rame acolo. Și eu am pe 3 rame, normal. Dar din păcate păcăriți oamenii ăștia care vor să apuce și ei, deci e o treabă și nu știu exact ce să fac. Bun, am zis că vă arăt ceva ce unii fac pe YouTube, dar nu explică ce se întâmplă, da? Hai să văd dacă se vede. Da. Deci ramele, când au fost construite, ele inventate, au fost gândite pentru mai multe lucruri. Nu neapărat doar pentru o treabă. Ia uitați aici. Când uniți două rame, partea aceasta de aici va forma o cușcă, dacă înțelegeți. Deci albina va forma ghemul undeva așa, ea va sta o parte pe miere, fiindcă trebuie să încălzească mierea, că mierea neîncălzită nu poate să o consume. Iar dacă aici nu curățați spetezile astea de propolis, nu le curățați, atunci aici nu se va închide cușca, nu neapărat că e posibil să vă rămână așa, iată, cam așa, dacă aici aveți mult propolis, rămâne așa și aici se formează niște curenți de aer care nu prea deranjează, dar bine, nu este foarte luat în seamă că se poate ierna și cu ele mai distanțate. Eu nu folosesc, le curăț, unesc foarte bine, plus găuri date și iernează foarte bine. Anul acesta, fiindcă nu vreau o dezvoltare timpurie, la mine aici, la frigul ăsta, n-am nevoie de dezvoltare timpurie. N-am de ce să am foarte mari familii, oricum ăsta începe puietul în ianuarie. Sper să înceapă cât mai târziu. Cu cât mai târziu începe să ponteze, cu atât mai bine rezistă. Haideți, albinuțelor, mergeți la locul vostru. Acum mai punem tratament. Punem tratament cu Scabatox. Anul trecut n-am mai pus această a treia aplicare. La prima aplicare au căzut, la a doua s-au cam curățat și după testele cu a treia aplicare n-a mai căzut niciun. Dar ce se întâmplă? Chiar dacă e foarte frig noaptea și uite, suntem la 10 dimineața, încă e ceață și răcoare. Răcoare din aia de 0 grade, nu din aia de 10 grade, ce e prin țară. Am observat că după ce se încălzește, albina mai iese, mai găsește câte ceva și se infectează cu păduchi. Acolo am ajuns eu la concluzia. O altă concluzie ce am tras-o și am deschis și eu urechile la Sergiu Chetroie și am înțeles de ce nu pune benzilii pe între rame, nu o să mai pun nici eu. Nu la toți am observat
lucrul acela de a roade mierea, de unde e banda? Unde e banda pe rame, roade mierea. Și atunci am decis și eu să pun așa pe speteze. Nu numai la Sergiu Chetroi, m-am mai consultat, mi-a mai zis cineva. Băiatul cu uleiurile esențiale, de unde am preluat și eu. Iată să vă arăt. Iată ce frig am eu aici. Albina asta a înțepenit aici. Ea nu-i moartă. O punem să-și revină. O să-și revină aici. Nici nu mișcă. A înghețat. A înghețat albinuța. Iată. Astea sunt albine vii. Înghețate. Deci așa cald de la mine. Iasă. Punem aici să... Dacă își revin, dacă nu, soarta. Punem în mijlocul cuibului. În 2014 am avut o situație interesantă. Pe atunci mai iernam și pe o ramă. Eu am experiență în a ierna albine pe o ramă. Tot așa, rămăsese fără mâncare și m-am uitat la ele, erau toate amorțite. Nu mai mișca niciuna, nu? Rămăseseră fără mâncare. Îți aduc și folie. Încă iernesc cu folie, adică iernesc. În prima parte a iernii voi pune folie pe ei. Am acel material anticondens. Așa. Ok. Punem această folie. Imediat ce pui folia, începe să se și încălzească. Înăuntru, închidem. Și cu asta am terminat. Deci aia vreau să vă spun cu acele rame. Săracile albine erau înțepenite. Și eu am zis că au murit. Și am scuturat jos. Pe jos am scuturat, era zăpadă. Era zăpadă și am scuturat pe jos. Și a venit soția și a luat în mână câteva albi. Când le-a luat în mână, de la căldura mâinii, și-au revenit, au început să miște. Atunci am luat toată albina, culmea că era și matca pe acolo. Era și mătcuța pe acolo. Și le-am dus în casă, într-o cutie și le-am încălzit. Și le-am ținut în casă până la primăvară. Bun, ce de înțeles din acest film e că anul ăsta iernesc foarte bine. Nu a fost nevoie de nicio stimulare, nicio hrănire suplimentară. Am folosit doar miere, prea puțin zahăr. Și încercați să adaptați zonei în care sunteți dumneavoastră. Eu
pot să vă spun să folosiți Scabatox, pot să vă spun să folosiți ulei esențial. Dumneavoastră le veți folosi, dar nu știu dacă au aceeași rezultate la dumneavoastră ca și la mine. E posibil ca eu să folosesc de la dumneavoastră și să nu fie bine la mine. Acestea fiind spuse, vedeți, încă n-am luat folia, vedem când o să luăm folia, când o să apară primul condens, o să iau o decizie. Până atunci, numai bine!